Prima zi de toamnă calendaristică înseamnă și prima zi a sesiunii parlamentare, iar membrii Senatului și ai Camerei Deputaților vor avea o agendă încărcată. Deputatul Florian Nicolae a trecut astăzi în revistă câteva dintre cele mai importante proiecte prevăzute pentru sesiunea care va începe mâine. Așa cum s-a discutat în cadrul Biroului Permanent Național al Partidului Național Liberal în urmă cu câteva zile, temele principale în acest moment se referă la codul fiscal și politicile de armonizare ale tuturor actelor normative care generează venituri pentru realizarea elementelor de cheltuieli impuse de noul cod fiscal, vorbind de o lege a salarizării personalului din unitățile bugetare, vorbim de votul în diaspora, vorbim de o nouă lege privind statutul polițistului, o nouă lege a sănătății, sprijinul performanței în învățământ și sport, un nou cod al incompatibilităților și precum și multe proiecte referitoare la infrastructura ce se impune la nivel național, în special infrastructura de transport. Problemele caracteristice colegiului pe care îl reprezintă nu au fost nici ele uitate de către deputatul Giurgiuvean. Cred că o să fie o sesiune bazată pe proiecte, bazată pe soluții, pe susținerea de soluții de proiecte, iar noi, parlamentarii din Giurgiu, cred că o să ne batem pentru realizarea de cât mai multe proiecte pentru orașul și județul nostru. Conducerea PNL a stabilit sâmbătă prioritățile legislative pe care parlamentarii liberali le vor susține în sesiunea parlamentară de toamnă. Așa cum menționa deputatul Florian Nicolae, între acestea se numără modificarea statutului polițistului, legea învățământului profesional, reglementări privind holdingurile, infrastructura de transport și o nouă lege a sănătății.